Hotărârea de Consiliu Local 79/2013 referitoare la avizarea prețurilor pentru transportul pe cablu telescaun în masivul Parâng a suferit o completare. Mai exact, pe lângă tarifele care vizau prețurile practicate în prezent, a fost introdus și un abonament de fidelitate destinat schiorilor. Pe lângă tarifele ce vizau o cursă dus, o cursă dus întors și abonamentele de fidelitate, s-a mai introdus încă o opțiune pentru schiori, tot sub forma unui abonament de fidelitate, care prevede că un număr nelimitat de curse care se desfășoară în aceeași zi va avea un tarif de 50 de lei. Tocmai pentru a, să zic așa, să stimula schiorii de a recurge la acest abonament, astfel încât ei să poată realiza un număr cât mai mare de curse în acea zi. Noul abonament va funcționa de-a lungul sezonului de iarnă, deoarece este greu de crezut că vara vor exista turiști care vor dori să urce la munte cu telescaunul și să coboare pe jos de mai multe ori în aceeași zi.